Într-o țară cu o populație îmbătrânită, Ministerul Familiei vrea ca româncele să aducă pe lume mai mulți copii. Familiile numeroase ar urma să fie scutite de plata contribuțiilor la sănătate și să primească ajutor pentru achiziția de mașini de familie sau a unei locuințe. Și alocațiile vor fi mai mari, iar bunicii sau frații majori șomeri vor primi indemnizație de creștere a copilului în locul părinților, dacă aceștia se întorc la muncă. Săptămâna viitoare deja vom preda un calendar în care ne propunem să promovăm actele normative care vizează atât creșterea alocațiilor, toate suplimentele financiare pentru familiile cu mulți copii și de asemenea pentru tineri în vederea creșterii natalității. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nu va fi o instituție care va oferi doar vouchere și suplimente. 500 de creșe, grădinițe, școli, dar și campusuri ori tabere școlare ar urma să fie construite sau reabilitate. E nevoie urgent și de ajutor pentru copiii săraci, atrag atenția reprezentanții ONG-urilor. Aproape o treime din copiii României trăiesc la limita sărăciei sau sub limita sărăciei. Nu mă aștept să se realizeze toate, dar și 10% dacă se realizează în următorii 3 ani de zile ar fi grozav. De anul viitor, salariul minim pe economie va fi 2550 de lei brut. Punctul de pensie va ajunge la 1586 de lei, iar indemnizația socială minimă la 1000 de lei. Diferența care s-a creat între banii care încasează pensionarii și prețurile de astăzi e foarte mare. Ar trebui rezolvată problema majorării pensiilor în funcție de creșterea prețurilor de inflație. Noul ministru al muncii promite că vârsta de pensionare din România nu va crește. Nu putem să spunem că noi scoatem oamenii la pensie cu picioarele înainte din producție, din birouri și de acolo de unde lucrează. Noi în România trebuie întâi să ridicăm speranța de viață și abia ulterior să ne gândim la eventuală creștere a vârstei de pensionare. Ministrul muncii dă asigurări că pensionarii își vor primi banii în luna decembrie. Băncile și poșta vor începe distribuirea pensiilor și alocațiilor săptămâna viitoare, imediat după Ziua Națională.